Apropo de relații intime, întotdeauna relațiile intime cu un partener care nu este unic sau, mă rog, necunoscut, nu trebuie să aibă loc neprotejat. Pentru că se răspândesc boli venerice și se răspândește HIV, care devine apoi SIDA. Și avem deja cazuri în România în care persoane bolnave de SIDA le îmbolnăvesc în mod voit pe alte persoane. Păi n-au voie, dar o fac. De ce o fac? Ca să se răzbune, ca să se, nu știu, să se elibereze. Ei n-au nicio vină decât una singură. Că vor. Deci cel care are sau cumva ne-a protejat cu cineva. Cel care rezidă știu că este obligat să îi spune persoanei că... Nu, ce? În lege. Da? Așa zici? La ultima ta prietenă ai întrebat, ai spus să se vină cu cineva. Nu, dacă nu anunți înainte... Da, ce se întâmplă? Păi da, ea este vinovată. Noi o condamnăm, dar te ajută pe tine cu ceva? Eu îl fac pe el în închisoare, cât o mai fi, cât o mai fi în viață. Cât mor. Deci. Haideți să vedem cum prevenim. Repet, eu ca judecător când bag oamenii la închisoare care încalcă legea în mod grav, nu înseamnă că am reparat răul produs. Ca și eu, da? Dacă ți-o dat cineva în cap, tu ești plin de sânge, ești mulțumit că eu l-am băgat pe ăsta în închisoare? Nu. Dacă tu ai fost violată și eu l-am băgat în închisoare pe violator, bun, ai o mulțumire că s-a făcut dreptate, dar răul tău nu a fost reparat. Avem copii violați de proprii părinți, de propriile rude, și avem copii violați de adulți, pe care copiii refuză să-i reclame. Dar dacă ți-e frică să reclami pe cineva, ce crezi că va face acea persoană după ce te violează? Exact. Întotdeauna o persoană, și țineți minte ce vă spun, întotdeauna o persoană care violează va repeta această faptă. Indiferent că îl închidem sau nu, va repeta. Pentru că ei, lor li se dereglează ceva aici, amasada. Și vor viola din nou. Și vor viola, în primul rând, pe victima care nu i-a reclamat. Pentru că știu că o pot șantaja. A, nu, mai vii cu mine? Da. Lasă că am să spună ce s-a întâmplat. Și tu deja ai trăit odată frică, acum trăiești panică. Și vei accepta. Doi, dacă tu nu-l reclami, acest individ se va duce și la altcineva din jurul tău sau străin și va face același lucru. Deci ajutați-ne pe noi, organele judiciare, să-i prindem pe nenorociți ăștia. Ajutați-ne să-i luăm repede, să-i izolăm. Dacă nu-i reclamați la timp, vor repeta fapta. Dacă nu, cu voi, cu alții. Ori noi, oamenii, suntem datori să veghem la respectarea legii. Așa cum spuneam mai devreme, nu e suficient ca doar eu să trec pe culoarea verde a semaforului, ci trebuie și ăla care vine la semafor cu mașina să se oprească la culoarea roșie. Tot așa trebuie să avem grijă și ce se întâmplă cu noi ceilalți. De exemplu, la școală, dacă văd un abuz, nu pot să trec indiferent pe lângă el. Văd o colegă de-a mea care trasă într-un loc întunecat și sar doi vrăjgani pe ea să o agreseze în vreun fel. Voi ce faceți? Grăbiți pasul bucuros că n-ați încasat-o voi? Sunați la poliție. Sunați la poliție, foarte bine. Dacă sunteți și voi mai soliți și știți arte marțiale, interveniți dacă nu apare poliția la timp. Aveți voie să folosiți acte agresive împotriva agresorilor să salvați un coleg sau o colegă. Aveți voie, să numește tot legitimă apărare. Dar nu vă sfătuiesc. Pentru a nu fi voi înși vă victimele. Dar anunțați poliția. Asta e datoria poliției, să reacționeze. Nu fiți indiferenți. Dacă voi aflați de săvârșirea unei fapte și nu interveniți, știți cum se cheamă că sunteți? Martor. Complici, pardon. Sigur că vei fi audeat ca martor, dar în România, să știți, să știți că în România și complici răspund. De exemplu, dacă eu mă înțeleg cu tine, tu să comiți un furt și eu mă duc și stau de șase. Șase, bine. Tu repede fugi, eu n-am comis fapta de furt. Nu-i așa? Tu ai comis-o. Dar eu am fost complice. La fel, dacă eu îți dau cuțitul și spun du-te și omoară-l pe ăla, asta e instigare. Da? Că eu am avut ideea comiterii faptei, ți-am dat cuțitul, te duci și ai omorât. Nu, eu n-am făcut nimic. Nu-i așa? Tu ai făcut. Dacă tu ești prins, o să fii autorul omorului. Dar instigatorul, adică autorul moral al faptei, va fi și el sancționat și uneori poate chiar mai grav decât autorul. Pentru că eu te-am încurajat, eu ți-am dat ideea, eu ți-am dat și arma, nu-i așa? Pare că aș fi mai... Poate l-am și plătit. Poate că sunt mai grav. Ei, trebuie să știți că în România nu doar autorul, ci și complicele și instigatorul să sancționați. Și este foarte bine așa. Te rog. De exemplu, dacă cumpărăm un telefon furat și știm că e furat și da, cumpărăm... Se numește tăinuirea asta. Da, se numește tăinuirea. Ai luat asupra ta un bun furat. Te rog să nu o faci. Te duci la magazin. Normal. Bine. Am văzut că da, pentru crimă este singurul lucru, singurul moment în care sau singura faptă pe care tu ești obligată să o denunți. Deci dacă auzi de o persoană că vrea să comită o crimă
sau ai văzut, ești obligată de către lege să spui imediat la parchet sau la poliție. Dacă nu o spui, tu te faci vinovată de săvârșirea unei infracțiuni speciale. Se numește nedenunțarea unei infracțiuni. Da. Dar numai pentru crimă. Pentru hoț, dacă l-ai văzut, nu ești obligată să denunți. Dar pentru crimă sau alte infracțiuni care duce la moartea persoanei, ești obligată să denunți. Bine? De ce? Pentru că crima este lucru cel mai oribil care se poate întâmpla unei persoane. Și atunci, umanitatea din noi, umanismul care ne caracterizează, de fapt, ne spune că trebuie să reacționăm, să protejăm viața unei persoane. Dacă voi închideți ochii, știți că se comite o crimă și închideți ochii și nu denunțați, voi înși vă sunteți sancționat pentru indiferența voastră. De fapt, pentru că nu sunteți niște oameni, ci doar niște animale. Acceptați ca cineva să o manipulați. Nu poți să fii om. Că un om suferă, un om are emoții, un om are suflet, un om îi pasă de ce se întâmplă cu semenul lui. Ori noi ar trebui să învățăm să ne pese de cei din jurul nostru. Dacă se comite un furt într-un autobuz, ce faci? Ne strângem imediat buzunarele, ce bine că eu nu mi-e supra nimic. Nu, îi spui respectivul. Vedeți, doamnă, că vă umblă în poșete cineva. Ajută, poate e o bătrână de la care se fură ultimii bani, ultima pensie. Ce faci? Te rog. Păi și de exemplu, noi am luat cu mamei mele în geantă. Da. Și mama nu observa. Da. Eu prima reacție care am avut a fost să-l iau și să-l îmbrâncesc. Da. Nu l-am lovit, dar l-am împins. Nicio problemă, legea îți permite. Atunci când sunt puse în pericol persoanele, drepturile lor sau bunurile lor, legea îți permite să folosești astfel de agresiuni care nu sunt foarte grave. Sunt oameni. Da, dar ai comis un act de violență, dar tu nu vei putea fi niciodată sancționată pentru așa ceva. În plus, între noi fie vorba, un polițist așteaptă o plângere de la hoț împotriva ta pentru vătămare sau pentru obiect. Nu o va face niciodată. Ei, există cazuri în care voi trebuie să știți ce aveți de făcut. Când se întâmplă, Doamne ferește, să fim implicați într-un incident. Voi nu trebuie să știți codul. Nu trebuie să știți toate legile. Dar trebuie să știți o persoană la care trebuie să apelați ca să vă sfătuiască. Cine este această persoană? Avocat. Foarte bine. Ei, trebuie să știți că atunci când se comite o infracțiune, aveți dreptul la avocat din oficiu dacă nu vă puteți permite unul. Adică, indiferent că ești victimă sau autor, statul trebuie să-ți asigure un avocat. Ce face avocatul? Te reprezintă în instanță. Așa, adică vine locul tău acolo și spune, dar eu nu scap să fie. Așa. Îi explici pe data. Deci te asiste în instanță, da? Vine la cu tine în fața procurorului și a judecătorului și îți spune ce? Unde se încadrează avocat? Sau... Depinde de ce. Spre un cazul de morț. Da. Ascultam, îți ascultă partea și încearcă să reprezinte asfântul să... Așa, la divorț e relativ mai simplu. Dar la un omor ce-ar face avocatul? Să zicem că tu ești suspectat de către procuror că ai comis un omor. Și vine avocatul la tine și tu cu avocatul ce? Te consulți, îi spui ce s-a întâmplat. Da. Când e drept de confidențialitate. Și avocatul o să încerce să... Să? Micșoreze pedeapsa dacă sunt dovezi suficiente și dacă se scoate. Exact. Deci dacă nu sunt dovezi, avocatul va convinge judecătorul că nu există... Acuzația nu stă în picioare, nu? Și atunci tu trebuie să fii achitat. Dar dacă sunt dovezi suficiente împotriva ta, niciodată avocatul, un avocat bun, nu o să spună hai să spunem judecătorul când ai săvârșit faptul. Mai că te opriți cu cuțitul în mână deasupra victimei, era plin de sânge, ce să mai zici? A, poți să invoci o legitimă apărare. Dar dacă nu sunt probe nici pentru legitimă apărare, atunci nu vei recunoaște fapta și vei colabora cu organul judiciar ca să poată să se dea o pedeapsă mai micuță, sau? Poți spune că e un scenariu. Dar tu poți să spui că e un scenariu, adică procurorul poți să-ți creezi de ție un dosar, nu? Sau polițistul care te dușmănea pe tine încă din timpul liceului că te-a bătut sau tu l-ai bătut pe el, ca să se răzbune după ce a ajuns polițistul, a creat un scenariu, nu? Ei, da, vreau să vă spun că dincolo de filme, ce vedem noi prin filme, realitățile sunt puțin mai diferite. Adică avocații sunt oameni bine pregătiți, cu cunoștințe juridice, care ne îndrumă cum să reacționăm în fața unui organ judiciar și cum anume să ne apărăm drepturile. Să știți că drepturi au și victimele, drepturi au și inculpații. De exemplu, unul din drepturile fundamentale ale inculpaților este dreptul la prezumția de nevinovăție. Adică eu ca judecător, în momentul când tu inculpat ai intrat pe ușă, eu nu pot să spun, a, ești vinovat, indiferent ce spui, te condamn. N-am voie. Nici măcar n-am voie să gândesc așa ceva. De ce? Judecătorul trebuie să fie imparțial. Adică nu ține nici cu apărarea, nu ține nici cu acuzarea. Până nu se termine procesul, judecătorul nu are voie să-și dea cu părerea că respectivul e vinovat sau nevinovat. De ce? Păi dacă nu s-a terminat procesul, înseamnă că nu am adunat toate probele, că nu? Eu doar la sfârșit, după ce mă uit la toate dovezile, pot să ajung la o concluzie. Cer
Doar în momentul final pot să spun această persoană este vinovată sau nu este vinovată. Dar când îi trebuie jurație? Ia zi. Când îmi trebuie un judecător jurație? În momentul în care sunt probele nu sunt suficiente pentru a decide. Așa. Și se face un sondaj. Un sondaj? Așa. Deci vin jurație în stânga mea. Da? Și cum fac? Și întreb, măi, voi ce părere aveți? Că eu nu sunt sigură. Ia ziceți voi. Dar cine sunt jurații ăștia? Nu știu. Foarte bine. Faci cu celălalt care nu s-o prins de o păgăleală? Numai la americani. Așa, numai la americani avem jurat. Deci în sistemul de drept anglosaxon, adică americani, australieni, cred că și izraelieni și engleze, ei au un sistem în care, de fapt și statele nordice, au fost recent în Norvegia și în Suedia la fel au niște oameni cu care se consultă atunci când judecătorii dau soluția. Am avut și noi în timpul comunismului așa ceva. Am avut. Așa ceva. Da. Se numeau asesori populari. Dar trebuia să fie membri de partid și să stea cu judecătorul la tribună și să dea împreună soluția. Ei, în cursul timpului, justiția a evoluat și s-a ajuns la concluzia că noi trebuie să profesionalizăm foarte mult judecătorii. Adică să nu fie judecători aleși de populație, cum sunt în America, de exemplu, sau cum sunt în Anglia, ci să fie judecători care termină o școală specială, care fac acest lucru ca profesie pentru tot restul vieții. Deci la noi, în România, judecătorii nu se aleg. Și ei dau un concurs, un examen, ca să ajungă în acest post. Cum puteți să ajungeți judecător sau procuror, știți? Faceți facultatea de drept. Facultatea de drept, după care? Și apoi candidezi ca la Institutul Național de Magistrați. Asta. Avem o școală specială pentru magistrați. Deci după ce ai terminat facultatea de drept și ești licențiat, tu știi dreptul, adică știi legea. Dar încă nu știi să o aplici, nu-i așa? Și atunci ai nevoie de încă o școală, care durează 2 ani la București, Institutul Național de Magistratură. După ce termin încă 2 ani de zile, devii judecător și procuror stagiar, adică timp de un an de zile, ai niște cazuri foarte simple, pe care începi să le instrumentezi, adică să le finalizezi, ca să înveți cum merg lucrurile în realitate. Iar după încă un an, dai cel mai greu examen din viața ta, de definitivat pe post, după care devii judecător și procuror plin. Deci sunt vreo 7 ani de studii. Ei, vă dați seama că nu-i foarte simplu. De aceea, odată ce eu intru în sala de judecată, se prezumă că eu știu tot dreptul și de acum nu am nevoie decât să fac dreptate. Prin urmare, nu am nevoie să mă consult cu cineva. Nu am jurați cu care să mă consult. Nu am nevoie de jurați. Judecătorul România știe foarte bine legea. Dar uneori, judecătorii greșesc. E foarte posibil judecătorii să greșească. Ce se întâmplă dacă un judecător dă o soluție greșită? Știți? Există căile de atac. La de cap? Îi dăm în cap? Căile de atac. Apelul, deci există niște contestații pe care le introducem împotriva hotărârii judecătorului, da? Și cine judecă asta? Pe la curtea de apel sunt doi judecători. Așa, deci mai sus cu o treaptă, mă duc la mai mulți judecători într-un complet, da? Primul judecător întotdeauna este unul singur. Când mă duc la a doua treaptă, voi avea doi judecători în apel, iar în recurs sunt trei judecători, da? Ei, mă duc la acești doi judecători care sunt pe o treaptă mai înaltă, adică m-au mai dat un examen în plus, sunt mai vechi, se prezumă că sunt mai buni, nu-i așa? Și oricum sunt doi sau chiar trei care dau soluția și atunci ei vor verifica întregul dosar. Și dacă găsesc niște greșeli, le vor îndrepta. Dacă judecătorul care greșește, ce face? Se trage la răspundere? Nu. Nu cred că va fi trage la răspundere. Disciplina. Depinde de... E așa, zice, e trage la răspundere. Dacă, dacă o primi minte să greșească, da, o tragem la răspundere. Când vin procurorii, l-anchetează, îl băgăm la închisoare. Așa, deci dacă o greșit doar pentru că o interpretat într-un fel legea, sau poate chiar că nu știa legea, era o lege mai deosebită. Pauza exercitării și... Nu-i facem nimic. Nu-i facem nimic. Adică nu putem controla. Trebuie să înțelegeți că judecătorii sunt independenți. Fiind independenți, ei nu pot fi legați de șefilor, de colegilor, de inspecția lor și așa mai departe. Deci judecătorii pot să dea orice soluție atâta timp cât ei sunt convinși că au dat-o potrivit legii. Pentru că în Constituție, ați auzit de Constituție, da? E prima lege a țării, se numește Constituție. În Constituție spune așa, judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Cu alte cuvinte, eu nu trebuie să ascult nici ce spune colegul meu ce să facă într-un dosar, nici ce spune șeful meu, apropo, judecătorii nu au șef. Președintele instanței este al instanței, nu al judecătorilor. Nici ce spune inspecția judiciară, că avem un organ de inspecție. Nici ce spune presa sau oamenii. S-ar putea ca oamenii să fie nemulțumiți.
Oamenii spun, domnul judecătorul ăsta, Danilez, dă niște soluții proaste, nouă nu ne convine. Dar cine m-a întrebat pe voi poporul dacă vă convine sau nu? Oricând voi găsi pe cineva în mijlocul poporului, căreia nu să-i convine soluțiile mele. După cum o să găsesc pe unii care, ce fac? Fac referendum? Vreți să dau o soluție asta sau nu? Nu pot. De ce? Eu trebuie să mă conduc după un singur instrument, pe lege. Deci judecătorul se supune numai lege. Este posibil. Uneori legea să fie neclară. Și atunci judecătorul trebuie să o interpreteze. Ei, aici s-ar putea ridica niște probleme. Unii judecători interpretează într-un fel, alții interpretează în alt fel. Sau, ai văzut că tâlhăria, cât ai zis, de la cât? De la 2 la 5 ani? De la 2 la 7 ani? Ei, la Constanța, pentru o tâlhărie, s-ar putea să primești 2 ani și la Cluj să primești 7 ani. Înseamnă că cineva a greșit? Nu. Între 2 și 7 ani. Deci legal, eu am dat soluția bună. A, că n-am apreciat eu că poate acolo la Cluj o tâlhărit o bătrână și o luat 50 de lei pensia. Și aici la Constanța o lua de la un bogătaș mare, nu știu, o roată la una din limuzinele lui, păi faptele diferite. Întotdeauna două fapte sunt diferite. Persoanele care au comis sunt diferite. Da, de aceea avem nevoie de judecători și nu de roboți. Că dacă ar fi fost toate lucrurile clare, aș fi băgat pe calculator. Ce-o frat? O roată. Cât valorează? Atâta. S-a recuperat sau nu? S-a recuperat. Fost să vrășit noaptea sau ziua? Fost să vrășit noaptea. Recidivist sau infractor primar? Recidivist. Ar fi băgat toate datele astea în computer și computerul spunea. Dă-i treabă. Dar nu putem. De asta avem nevoie de judecători cu conștiință, cu inimă și care să discute cu părțile. Dacă n-am discutat cu părțile, ar fi o chestie absolut teoretică ce am face noi. Dar n-ar mai fi act de dreptate. Ar fi poate un abuz, poate ar fi chiar un arbitrariu. Adică dau hotărârile cum vrem. Ori eu nu am voie să dau hotărârile cum vrem. Dar am vorbit de judecători. Ce fac procurorii? Îți imitează dosarele. Așa, păi și judecătorii îți imitează dosarele. Tot așa se numește. Procurorii aduc dosarele în fața judecătorilor. Deci ei sunt un fel de cărăuși, așa. Vin cu dosarul și spun, n-am poftit. Prezintă-mi. Și-a făcut ăla? Deci voi atunci când aveți o reclamație de depus, că s-a vășit o infracțiune, unde vă duceți cu plângerea asta? La ce? La poliție. Și poliția ce face? Poliția începe să deschide dosarul penal, nu? Și încearcă să prindă suspectul, caută dovezi și apoi cu toate materialele astea adunate într-un dosar se duce la procuror. Procurorul are studii de drept, este magistrat, a făcut și el Institutul Național al Magistraturii și stabilește împreună cu polițistul ce este de făcut în acest dosar. Sunt suficiente probe ca omul să fie acuzat și să fie apoi condamnat de un judecător? Sau cazul este subțire și mai trebuie adunate probe, sau efectiv toate probele sunt în favoarea suspectului și atunci suspectul trebuie eliberat de sub urmărirea asta. Poate fi o probă destul de bună. Ce anume? Adică în loc să fie mai multe probe pentru acea persoană, poate să fie una singură. Poate să fie una singură. Poate să fie una singură foarte bună, e adevărat. De exemplu, o probă este declarația de recunoaștere a suspectului. Astăzi, dacă declar că recunoști fapta, eu nici nu mai trebuie să adun foarte multe probe în plus. Gata, mă duc cu dosarul spre partea finală. Sau poate am un martor extrem de credibil. Una într-un fel o băbuță care de bea vede și de bea aude și spune, da, cred că el era ăla de acolo care seamănă cu... Și alta este o persoană care spune, da, sigur, cert, uite, l-am recunoscut dintr-un grup, uite, ăla este infractor. Asta nici nu mai spune. Ei, deci procurorul este cel care stă de vorbă prima dată cu suspectul și încearcă să administreze, adică să adune și probe și în favoare și în defavoare, că el nu știe cum omul e vinovat sau nu. Deci el împreună cu polițistul adună probe și pentru acuzare și pentru apărare și după ce la sfârșit vede că persoana respectivă este într-adevăr vinovată, el spune, ok, trebuie sancționată. Dar în România numai judecătorul poate sancționa. De aceea dosarul trebuie trimis la judecător, care judecătorul ce face? Cum am spus, el nu ia de bună ce spune procurorul, ci va trebui să stea de vorbă și cu apărarea și cu acuzarea și să ajungă la propria lui versiune. De ce? În România, statistica arată că 75% din cazurile trimise de procuror rezistă în instanță. Adică sunt confirmate bănuielile procurorilor. În 25% nu. Procentul e mai ridicat pentru corupție. Deci pentru corupție 90% din cazuri se confirmă ceea ce spun procurorul. Și în Europa e la fel cu 75%. Deci nu întotdeauna ce spun procurorii, ce spun procurorii se adeverește. Dar de aia avem nevoie dosarul să fie verificat de mai multe persoane, da? Mai întâi ai polițistul, apoi ai procurorul, apoi ai judecătorul, ca să evităm erorile. Și iată, și când judecătorul greșește, mai ai o cale de atac. Deci iată, sunt vreo 4 stadii în care se verifică dacă rezistă sau nu rezistă o acuzare. De aceea noi trebuie să avem încredere în sistemul ăsta, că el funcționează. Dacă nu colaborăm și încercăm să trecem pe lângă el, s-ar putea să se comite erori.
Dar dacă colaborăm și cu polițistul, și cu procurorul, și cu judecătorul, dar în primul rând cu avocatul, desigur, pentru că el este cel cu care noi interacționăm prima dată, atunci s-ar putea să se afle adevărul și în majoritatea cazurilor se află adevărul. Rare cazuri, am auzit însă, da, există, rare cazuri sunt când se comit și erori. Uneori însă ele nu mai pot fi îndreptate. De exemplu, eroarea a fost cu un bărbat acuzat în urmă cu vreo 15 ani că a violat și a omorât o fată. Și a stat 12 ani în pușcărie și tot a trimis memorie și memorie și memorie și memorie până s-a descoperit la un moment dat că respectivul nu era vinovat de omor și viol, făcându-se proba ADN-ului. Pentru că între timp a evoluat tehnologia și a apărut această probă ADN-ului și s-au comparat probele cu el și probele din victimă și s-a constatat că nu coincide. Deci el nu violase victima așa cum s-a spus. Asta după 12 ani care... După 12 ani care a stat în închisoare. Bun. Cazurile astea sunt extrem de rare. Eu cred că am auzit în 18 ani de carieră de vreo 3 sau 4 cazuri de genul ăsta. Dar ele au început la niște vremuri când era greu de demonstrat niște fapte. Și astăzi în America, de exemplu, unde este posibilă pedeapsa cu moartea. Știți că la noi în România nu este posibilă pedeapsa cu moartea, da? Suntem o țară democrată care am ratificat o convenție care ne interzice să avem pedeapsa cu moartea. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Poate ați auzit de ea, da? Ei, în America, în unele state, este posibilă pedeapsa cu moartea. Cum? Cu injecția letală, cu scaun electric, cu spăzurătoarea, nu știu dacă și împușcat. Și acolo au și ei dubii, după ce o persoană este condamnată la moarte, că totuși este vinovată. Și se așteaptă un număr de ani, persoana stă în închisoare, un număr de ani, că poate se întâmplă ceva și să află o altă versiune a procesului respectiv. De aceea o să vedeți prin filme că ei stau și se așteaptă sentința nu știu câți ani și mai cer grațiere de la guvernator și așa mai departe. Și apropo de grațiere, să știți că și în România, președintele României poate da grațiere. De exemplu, eu, judecător, trimit o persoană la închisoare pentru 20 de ani. Sau pentru 2 ani. Și președintele spune, eu dispun grațierea acestei persoane. Știți pentru ce motiv? Poate grația o persoană? Că fapta este are un grad scăzut de pericol. Zici tu. De exemplu, președintele României o grațiat și pentru trafic de droguri, sancțiune 11 ani închisoare, și pentru luare de mită, sancțiune 4 ani închisoare. Am înțeles că prima oară există o consultare. Cu ministrul justiției. Altfel nu se dă adresul. Uh-huh. Știți pentru ce poate grația președintele unei țări pe cineva? Pentru orice. Este dreptul lui suveran de a decide grațierea pentru orice fel de fapt. O să spuneți, da, dar ce rost mai are justiția? Păi justiția s-a făcut. Acum este un alt drept. Așa cum Parlamentul poate să dea orice lege consideră ei că este bună pentru poporul român, tot așa președintele unei țări poate să decide grațierea unei persoane pentru că așa dorește el. Este un drept al lui derivat din Constituție. Da? Asta înseamnă că poate să-și grețeze toată lumea. Da, este adevărat. Dar bănuiesc că opinia publică ar fi extrem de aspră la un astfel de act politic. Adică ar fi o gafă din punct de vedere politic. Un om ales într-o astfel de funcție nu și-ar favoriza niciodată propriile rude. Nu? Apropo de asta, infracțiunea de luare și dare de minte este una din infracțiunile cele mai grave și mai des întâlnite în România, din păcate. Și la voi la școală se întâlnește. În mediul educațional, în învățământ. Atunci când dați minte la profesor ca să vă dea note mai mari. Atunci când dați minte la profesor și ei primesc ca să vă dea răspunsul la bacalaureat. Au fost scandaluri foarte multe și sunt scandaluri și dosare foarte multe cu bacalaureatul. Atunci când la facultate dați minte la profesor să vă treacă un examen sau apoi să-l luați licență. Totul, darea și luarea de minte sunt infracțiuni extrem de grave pe care le sancționăm și pe unii și pe alții, și pe cei care dau minte și pe cei care au minte. Încercați să vă abțineți să faceți lucrurile astea. Eu am trăit vremuri când mintea era considerată absolut ceva normal. Să dea minte la polițist, la judecător, la doctor, la profesor, la funcționarul de la primărie, la funcționarul la prefectură, peste tot să dea minte. Ei, încetul cu încetul s-au înnoit generațiile, s-au înăsprit legile și lumea a constatat că în România putem lupta cu succes împotriva corupției. Și avem datoria ca fiecare dintre noi să refuze să dea sau să primească minte. Doamne ferește, eu dacă aș primi minte, doar promisiunea de minte. De exemplu, tu să-mi promiți mie, știți, domnule Alescu, o să vă dau eu niște bani dacă mă eliberați de penitenciar. Și eu te eliberez și n-am primit banii, eu deja am comis infracțiunea de luare de minte. Tu doar dacă ai promis fără să-mi dai banii, spui, domnule Alescu, te vă promit aici. Și procurorii află, te arestează pentru dare de minte. Promisiunea e deja suficientă ca să te incrimineze. Remiterea banilor e doar o dovadă a infracțiunii deja comise.
Înțelegeți? Deci mare grijă să nu intrăm în astfel de circumstanțe, după cum mare grijă să nu vorbim la telefon vreodată lucruri de genul, bă, te omor, bă, te împuși, bă, îți dau minte la judecător. Nu vorbim, nu glumiți cu lucruri serioase, eu nu-mi permis să glumesc nici măcar pe Facebook sau la telefon cu prietenii. De ce? Pentru că vreau să am o carieră încununată de succes, pentru că am muncit foarte mult să ajung aici, am dat zeci de examene să ajung aici și nu vreau să fiu niciodată suspectat că nu aș fi integru, adică că aș fi un judecător corupt. Avem polițiști foarte buni în România, avem funcționari foarte buni în România, avem magistrați foarte buni în România. Ei vor să lupte împotriva corupției, nu s-o părerea. Dar degeaba, pot să fie și 10 care să... Este adevărat, este adevărat. Dar dacă am trăit cu acest cuvânt degeaba, nimic nu este posibil, ar trebui să ne tăiem cu toții venele. Și să spunem, România este o țară damnată, nu mai avem nicio soluție, ne tăiem cu toții venele în spațiu, în fața publică. Dar noi nu suntem așa, nu? Adică, cred că fiecare dintre noi poate face ceva. De exemplu, tu când mergi cu mijloc de transport în comun, nu te duci să-ți iei bilet? Bău, dacă nu o faci. Te duci să-ți iei bilet. De ce? Că respecti o regulă. Apoi vine la mine și te plângi că te-au abuzat controlorul, așa? Tu când mergi la școală, nu respecti niște reguli? Adică vii la o oră, pleci la o oră, nu vopsești pereții, nu bați elevi, nu bați profesori și nu copiezi, nu? Sunt niște reguli, nu-i așa? Aia cu copiatul n-ați putea jura că n-ați făcut-o niciodată. Nici eu n-aș putea, recunosc, nici eu n-aș putea spune de așa ceva. Dar n-aș mai face-o acum, sub nicio formă. De ce? Vreau să fiu păr în pată în cariera mea. Uneori, faptele noastre pe care le comitem atunci când suntem copii, ne influențează cariera, să știți. Se află de ele. Sau rămân înscrise niște documente. De exemplu, nota la purtare. Dacă e scăzută, tu când va trebui să prezinți certificatul cu notele mai sus când te duci la facultate sau mai sus? Sau mai acum putem da minte să trecem, terminăm o școală, dar când vorbim cu unul, ce vorbim cu el? Dacă nu știm, pentru că am dat bani ca să trecem, dar... Păi cer bani ca să scoți pârleala, nu? Cer bani apoi și tu spune, doamne, ce vrei să te eliberezi? Da, uite, te costă atâta, 50.000 de euro, de exemplu, nu? Și tu, adică îți mergi odată de două ori, dar tu îți dai seama că nu o să te oprești la o dată sau de două ori, nu? Și la un moment dat se află, polițiști află, procurori află, servicii speciale pot să află, servicii de informație. Minciunea are picioare scurte, într-adevăr. Problema este că dacă noi aflăm vreodată de o faptă ta făcută chiar în tinerețe, care rămâne în anumite evidențe ale poliției, cum ar fi cazierul judiciar, s-ar putea să ai dificultăți mai târziu în ocuparea unor funcții. De exemplu, nu puteți să mergeți la școala militară sau la Academia de Poliție sau la seminarul teologic dacă aveți nota scăzută la punctare. Dacă faceți o prostie în timpul studenției, nu puteți probabil să fiți judecător sau procuror. Dacă furați un bot într-un mall, nu o să vă primi ca judecător sau procuror. Înțelegeți? Deci întotdeauna trebuie să vă asumați faptele voastre și să fiți conștienți că odată cu plinirea vârstei de 14 ani, statul deja vă creditează, statul v-a dat un buletin. Îl aveți cu toții. De ce credeți că ați primit buletinul? Să vă uitați în poze, nu? Și spui, peste 4 ani urmează să o schimb, n-aș poate și. V-a dat buletin status să vă responsabilizeze deja, adică să conștientizați că sunteți niște mici cetățeni care aveți nu numai drepturi, ci și obligați. La 18 ani, deja cu buletinul mergi la vot. Aveți careva 18 ani? Veți merge la 18 ani, merge să votați. Nu stați acasă, la televizor, să vă uitați. Mergeți și vă exercitați dreptul la vot. Este un drept extraordinar câștigat în democrație. Avem posibilitatea să ne numim noi organele statului care să dea astfel de legi. Dacă o să alegem niște neciopliți, niște oameni fără cultură, inclusiv juridică, niște oameni fără studii sau niște infractori, vor da legi după care ne vom conduce mâine sau poimâine. Și s-ar putea să nu fie legi bune. Avem posibilitatea ca noi să ne alegem oamenii, dar și noi trebuie să votăm corect. Nu să-l omită ca să votăm cu anumite persoane. Nici să mergem astăzi în Constanța, mâine în Mangalia, apoi mâine nu știu unde în Tulcea, să votăm în acea zi, să votăm pe trei liste diferite. Înțelegeți? Da, la votare nu e nicio problemă. Da. Nu mi se pare, cred, ca un cetățean de 18 ani să voteze pentru ceva care chiar își dorește. Da. Iar persoane de 90 sau da. Mai mult de ani să voteze pentru ceva ce primește. De aceea tinerii trebuie să iasă la vot. De aceea detest tinerii care stau acasă în fața televizorului în ziua votului. Din punctul meu de vedere, se declasează ca oameni, ca cetățeni, dacă ei refuză să se ducă să voteze. Pentru că vor fi întotdeauna niște pungași, niște infractori, care vor primi, de fapt, bani sau vor da bani să se ducă să voteze într-un anumit fel. Și tu, în loc să votezi după conștiința ta, n-am cu cine vota, stau acasă, ăla care primește bani, el va ști cu cine să voteze. Deci tu ești vinovat, apropo de complicitate,
tu ești vinovat de starea de lucru din România, dacă tu stai inactiv. Nici n-ai mai avea dreptul să mai credești pe cineva, exagerând. Bine? Deci atenție mare. Legile sunt făcute ca să fie... Oh. Am vorbit degeaba? Nu. Deci legile sunt făcute ca să fie respectate chiar și atunci când nu ne vede nimeni. 2. Avem legi pe care trebuie să le cunoaștem, dar nu ni cere nimeni să le știm pe de rost, că atunci ar trebui să facem facultatea de drept. Ci avem bunul simț sau avem educația de acasă sau de la școală care ne spune ce avem voie să facem și ce nu avem voie să facem. Dar mai presus de asta avem tărâțe? Nu avem tărâțe, avem creier. Creierul adăpostește conștiința. Iar conștiința noastră ne spune întotdeauna ce fapt e rea și ce fapt e bună. Hai să ne urmăm conștiința. Și hai să ne asumăm faptele pe care le facem noi și consecințele faptelor. Nu? Și în al treilea rând, nu uitați, nu este de ajuns doar noi să respectăm regulile, ci și cei din jurul nostru. De ce? 4. Pentru că regulile și legile ne protejează pe noi, oamenii corecți și cinstiți. De fapt, de asta avem legi. Ca să fim protejați. Și când legile se încalcă, organul care ne protejează, sau instituția care ne protejează, este justiția. Deci justiția apără oamenii corecți și cinstiți. Și numai pe cei care încalcă grav regulile, și mă refer aici la regulile penale, numai acei oameni trebuie izolați de societate dacă nu avem o altă soluție pentru ei. Dar întotdeauna un judecător este obligat să găsească soluția adecvată pentru persoana. Dacă îl putem salva fără a-l trimite în închisoare, asta o vom face să facem rău. Haideți să nu ne facem rău nici nouă, nici corpului nostru, nici sufletului nostru. Hai să încercăm să nu facem rău nici celorlalți din jurul nostru. Fie că vorbim de părinții noștri pe care trebuie să respectăm până la vârsta de... Deci să respectăm părinții, hai să ne respectăm profesorii, deși uneori nu ne convinte. Dar nu putem să-i placem pe toți cei din jurul nostru. Hai să ne respectăm prietenii și atunci când ne despărțim de prietenii noștri, să o facem într-un mod civilizat. Fără să ne șantajăm, fără să ne amenințăm, fără să utilizăm pozele sau informații dobândite, relația aia prietenească sau intimă, să le utilizăm apoi ca să ne batem jocnic. Hai România. Să-i ocrotim. România este țara pe care o construim noi. De fapt, mie mi se par și fetele vinovate când dau pozele acelea. De ce faci pozele acelea? Arată bine, vor să arate și dar altora. Nu am ce spus, da. De ce? Da, întrebarea ta este legitimă. Dar dacă tu ai avea încredere, vine și îmi dai acele poze ale tale, da? Eu nu ar trebui să încalc acest sentiment de încredere dându-le mai departe. Mereu stăm în încredere. Sentimentul ăsta de încredere între noi, îl putem construi sau îl putem dărâma. Adică vineva băiatul că se joacă cu încrederea fetică. Încrederea se construiește greu și se drumă foarte ușor. Este adevărat. Asta e un citat de pe Facebook, nu? Așa este, într-adevăr. Dar nu putem nici să trăim sălbatici, să nu mai avem încredere în nimeni, pentru că pe toți prezumăm că ne vor trăda la un moment dat. Este adevărat. Viața e făcută din câștiguri și din pierderi, din succese și din eșecuri, din prieteni și din dușmani. Uneori cei mai buni prieteni îți devin cei mai mari dușmani. Este adevărat. Dar asta nu înseamnă ca noi să fim resemnați ca în Miorița. Ce-a făcut ăla? Au aflat că doi vor să-l omoare, să-i fure oile. Păi să-mi pregătesc în mormântarea ta, mamă, nu mai am ce face. Noi nu ne resemnăm. Miorița nici n-ar trebui să o învățați în clasa 8. E greșit. N-ar trebui să ne resemnăm. Poporul român este un popor dârs, un popor dur, un popor ferm, un popor care se poate lupta. Voi, tinerii, voi puteți lupta. Pe vremea mea, când eram eu de vârsta voastră, eu am ieșit în stradă, în fața unei primării, într-o localitate de provincie, să manifest atunci la Revoluție. Aveam 14 ani. Eram în puști și am văzut armata și cu puștile și cu toți acolo. Și am sărit și eu să fac ceva. Nu mai știu ce am făcut. Cred că am spart un geam, cred că am rupt un steag. Dar nu știu, am ieșit acolo să fac ceva. N-am stat în casă să mă uit la televizor la Revoluție. Voi la fel, dacă stați în casă, pe Facebook, să știți că nu puteți schimba România. Dar puteți și aveți șansa să o schimbați, să faceți în România țara pe care voi o vreți. Cine vreți să vă facă România? Eu? Eu nu pot decât cel mult să repar din ce strică alții, că asta e jobul meu. Dar voi puteți să aveți o grămadă de profesii extraordinare, prin care puteți să faceți lucrurile să meargă mai bune. Eu n-aș spune, asta e România, spune, asta e România. Aici trăiesc în România. Sunt mândru că trăiesc în țara asta. Să știți că am fost în multe țări. Din India până în Statele Unite și din Norvegia până în Tunisia. Am văzut mult, multe civilizații am văzut. Și am citit foarte mult. Naște dar România pe nicio țară. Naște dar. Uite, avem aici un cetățean american care a venit în România și s-a stabilit în România.
s-o căsătorit cu român. Și stai aici că îi place România. Și eu să mă duc eu din țara mea să detest? Păi știți că avem în Constituție obligația de fidelitate față de țara? Scrie în Constituție. Fiecare cetățean român este obligat să fie fidel României. Aș citi Constituția vreodată. Dar pe Facebook am citit ce-o scris acum o oră, așa? Niște lucruri extraordinare le întâlnim în Constituția României. Credeți-mă, e un leu, o găsiți pe orice tarabă din România. Cumpărați-o odată să o citiți. O să vedeți acolo, presa este obligată să vă informeze corect. Uite ce principiu extraordinar. Știți care este primul drept ocrotit din Constituția României? La articolul 1, alineatul 5. Primul drept al omului pe care îl ocrotește Constituția României. Și a rămas uimit că l-am descoperit la un moment dat. Demnitate. Demnitate. Știți ce înseamnă demnitate? Să prețuim omul așa cum este el. Cu bunele și cu relele lor. Oamenii sunt diferiți, trebuie să ne prețuim între noi. Așa suntem. De aceea se creează sentimentul de încredere. Păi dacă ar fi neîncredere, înseamnă că te-aș controla tot timpul. Dacă tu ai fi prietena mea, trebuie să sunt pe geantă, să sunt pe telefonul mobil, să te urmăresc. Păi ce e? Aia mai este încredere? Eu aș mai putea fi om, te-aș mai prețui pe tine ca un om, sau te-aș vedea ca un lucru în care investesc și vreau să am un beneficiu. Să încerci măcar să ai... Trebuie să încercăm, exact. Trebuie să încercăm să avem încredere. Repet, viața s-ar putea să ne dezamăgească, oamenii să ne dezamăgească foarte mult. Însă, ăsta nu este un motiv să ne resemnăm. Și să căutăm în continuare și credem că o să găsim la un moment dat un cer mic, iar adevărat, mai mic de prieteni decât în adolescență, care ne vor rămâne fidel foarte mult timp în viață. Foarte mult. Dar nici atunci să n-ai încredere, adică să te aștepți că la un moment dat s-ar putea întâmpla ceva, dar asta nu înseamnă să devenim dușmani. Dom'le, nu mai mers relația. La revedere, asta este. Mulțumesc pentru clipurile frumoase de până acum. Mergem mai departe. Nu trebuie să te răzbuni, nu trebuie să-l bați, nu trebuie să-l omori, nu trebuie să-l șantajezi, nu trebuie să iei copilul și așa de mai departe. Haideți să nu ne chinuim. Repet, trebuie să ne prețuim unii pe alții. Ori, atunci când vorbim despre reguli și despre legi, de fapt despre asta este vorba. Cum facem să ne ocrotim pe noi și pe cei din jurul nostru? Dacă întâlnirea cu mine v-a plăcut, eu vă propun să o continuăm în mediul online. Există un grup de discuție, educație juridică, pe Facebook, în care mi-ar face plăcere să fiți partenerii noștri de discuție. Suntem acolo mai mulți judecători și mai mulți copii care întreținem astfel de discuții, repet, pe educație juridică. Și de asemenea, dacă credeți că informațiile pe care vi le-am transmis astăzi vă sunt utile și ați vrea puțin să citiți mai multe despre ele, vă facem cadou o carte prin care copiilor le se traduce, ca să zic așa, pe limbajul lor. Da, la colegătorul de sate. Pe care tinerilor așadar le se traduce câteva noțiuni despre coduri, despre legi, despre reguli în diverse circunstanțe, ca voi să le puteți înțelege. Eu m-aș bucura să accesați și site-ul educațiejuridică.ro, pentru că pe acel site am pus varianta electronică a cărții și poate o puteți share-ui și altora. Mi-ar plăcea să o puteți share-ui și altor colegi de-ai voștri. Educație juridică. Educație juridică. Îi simt. Uite și în spate, dați acolo. Și o să aveți ocazia să vedeți pe acest site, educațiejuridică.ro, și cartea asta în varianta electronică, pe care mi-ar plăcea să o dați și altora, și altor copii, colegi ai voștri care nu au avut șansa să audă despre astfel de lucruri până acum. Și de asemenea să știți că s-ar putea să vină în școlile voastre, și eu o să vorbesc, sunt două colegi, trei, patru colegi în spatele nostru, care sunt avocați și cadrele universitare în Constanța, care vor veni în școala voastră, sper eu, cât mai des, să aibă întâlniri cu fiecare clasă în care sunteți voi sau vor fi în școli, ca să învețe câteva noțiuni despre legi și despre reguli. Bine? Și țineți minte întotdeauna, legea ne protejează și justiția ne apără. Și țineți minte un lucru, atâta timp cât respectăm legea, stăm în libertate. Iar libertatea este o chestie pentru care s-au luptat strămoșii noștri an de rândul. Și pentru care filozofii s-au muncit an de rândul să definească cuvântul acesta libertate. Așadar, libertate nu înseamnă să facem ceea ce vrem. Aia este posibilitate. E un alt concept. Libertatea înseamnă să facem ceea ce trebuie. Și ce trebuie să facem? Ceea ce este bine. Ok? Eu vă mulțumesc pentru atenție. După amiază plăcută să aveți și dacă vreți poze cu mine, e gratuit, să știți.